Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit etalarea zilnică pentru vineri 14 mai. Și am ajuns la ziua de vineri, 14 mai, zi în care Jupiter face tranziția de la vărsător la pești, în domiciliul său, unde va sta pentru 2 luni și jumătate. Și în această perioadă, de acum până la mijlocul verii, până spre finalul lunii iulie, o să ne dea o mică idee asupra lucrurilor care ne așteaptă în anul 2022, unde Jupiter va fi tot anul viitor. Jupiter în domiciliu, în zodia Pești, este foarte benefic și o să vedem că o să înceapă să ne ajute mai mult cu toate topicurile care sunt guvernate de această planetă, inclusiv cu restricțiile de călătorie. O să vedeți că e posibil să se mai ridice din aceste restricții, să putem să călătorim mai ușor, inclusiv pe partea de studii superioare, de politică, de religie, de idei filozofice și de concepte care guvernează această lume. Toate lucrurile o să fie mai benefice pentru populație, pentru oamenii simpli de rând, nu doar pentru cei aflați în poziții de conducere. Și acum hai să vedem ce mesaje au pentru noi cărțile de tarot pentru această zi de vineri, 14 mai, pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok, se pare că această schimbare de energie vine și cu niște mesaje foarte interesante. În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici cavalerul de voci, cavalerul de săbii. Aici cineva este dispus să facă orice pentru a cuceri sau a recuceri o persoană. Fie că sunteți singuri și acum de-abia începeți o relație, fie că sunteți deja într-o relație sau că v-ați despărțit și cineva revine aici în viața voastră, acest cavaler de voci, fie că sunteți voi sau cealaltă persoană, este o persoană foarte determinată, foarte hotărâtă, foarte sigură pe sine, care se mișcă foarte rapid, care găsește exact cuvintele potrivite să vi le șoptească în ureche, și care nu se va opri până când nu își va atinge țelurile. Această persoană are foarte multă ambiție și nu va permite ca nimic să-i stea în cale pentru a obține relația, persoana pe care și-o dorește. Dacă voi sunteți cei care vreți să recuceriți pe cineva, nu vă lăsați bătuți, nu vă dați bătuți la primul nu, la primul refuz. Continuați să insistați, pentru că aici cu cavalerul de voci, cheia succesului este în perseverență. Dacă voi sunteți cei care sunteți cuceriți sau recuceriți, așteptați-vă aici la o persoană foarte insistentă, foarte încăpățânată, care nu se va lăsa până când nu o să îl sau o ascultați, cel puțin. E o energie interesantă aici pe partea de dragoste, o energie foarte bătăioasă, care se luptă să obțină ceea ce își dorește. Și aici, fie că Făt Frumos sau Iliana Cosânziana o să se urce pe acest cal alb înaripat, soarele acesta din fundal mă duce cu gândul la un final fericit, la un final de poveste, ca în basme, în care cei doi protagoniști, da, o să trăiască fericiți până la dânci bătrâneți, dar până când vor ajunge acolo, vor trebui să mai escaladeze aici mulți munți. Vor trebui să treacă prin o grămadă de probe și de încercări, dar rezultatul merită. Rezultatul final este unul foarte fericit, foarte pozitiv și merită tot acest efort, toată această trudă și strădanie. Pe partea de sănătate avem o arcană majoră foarte frumoasă, forța, puterea, cartea care în tarot reprezintă zodia leului. Va fi o zi foarte frumoasă, foarte pozitivă pentru nativii din leu, sau dacă aveți ascendentul, luna natală, o aglomerare de 4 sau mai multe planete sau alte plasamente planetare importante în zodia leu. Pentru toată lumea, această carte ne aduce aminte de importanța
puterii mentale în a ne stăpâni impulsurile primare animalice. Cum se traduce asta pe partea de sănătate? Dacă vreți să aveți un organism mai puternic, o stare de sănătate mai bună, să fiți mai longevivi, mai energetici, mai sănătoși, trebuie să vă stăpâniți impulsurile. Impulsul de a mânca necontrolat, impulsul de a bea necontrolat, impulsul de a vă enerva necontrolat, impulsul de a face diverse activități sau acțiuni vicioase pentru sănătatea voastră. Și sub energia acestei cărți, combinată cu intrarea lui Jupiter în Pești, vă recomand pentru toți cei care vreți să renunțați la un viciu, la un obicei prost, să faceți asta începând de astăzi, pentru că lucrurile par foarte pozitive și aici o să aveți forța, puterea necesară ca să duceți lucrurile la bun sfârșit, să renunțați odată și pentru totdeauna la un viciu, la un obicei neplăcut și să-l înlocuiți cu un obicei pozitiv, plăcut, benefic pentru sănătatea voastră. Pe partea de afaceri, bani și carieră avem 4 de bâte, o carte foarte frumoasă care ne vorbește despre stabilitate. Și pentru cei care ieri ați reușit să navigați situațiile tensionate sau problematice care v-au apărut în față, astăzi Universul deja vă răsplătește cu mai multă stabilitate. O să vă găsiți cu echipierii care sunt pe aceeași lungime de undă cu voi, o să găsiți colaboratorii care lucrează într-o manieră similară cu a voastră, o să găsiți clienții perfecți, potriviți pentru ceea ce voi aveți de oferit. Aici 4 de bâte ne vorbește despre stabilitate, dar și motiv de sărbătoare. Motiv de bucurie, de voie bună și de energie plăcută, pozitivă, de susținere. Lucrurile par foarte bine aspectate aici pe partea de finanțe, de afaceri, de carieră. Profitați de această energie ca să sudați niște relații, niște parteneriate, niște cunoștințe, niște structuri de networking care o să vă ajute pe termen lung. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos de la aceste cărți oracol, un mesaj suplimentar pentru vineri 14 mai, ziua în care Jupiter intră în zodia Pești. Hai să vedem această carte care a sărit. Sunt o ființă armonioasă. Sunt în armonie cu toți oamenii, locurile și lucrurile din lumea mea înconjurătoare. Sunt în pace. Un mesaj foarte frumos, în perfectă rezonanță cu simbolismul zodiei peștilor și cu simbolismul intrării lui Jupiter în acest semn zodiacal. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!